Curs de miracole de Kenneth Wapnick, capitolul 24, obiectivul specialității. Introducere 1. Nu uita că motivația acestui curs este atingerea și menținerea stării de pace. Odată aflată în această stare, mintea este liniștită și atinge condiția în care își aduce aminte de Dumnezeu. Nu este nevoie să îi spui ce să facă. El nu se poate să nu izbutească. Unde poate intra, el se și află. Și este posibil oare să nu poată intra unde voiește să fie? Pacea va fi a ta pentru că e voia sa. Chiar crezi că voia ce ferește de primejdii, universul, poate fi înfrânată de o umbră? Dumnezeu nu stă să îi dea voie nici de iluzii să fie ce e. Nici fiul său, eu sunt, și ce iluzie, plutind agale parcă între ei, are puterea să le zidărnicească voia. 2. Ca să înveți cursul acesta, trebuie să fii dispus să îți pui sub semnul întrebării toate valorile. Nu o poți ține ascunsă și obscură pe niciuna, fără ca ea să îți compromită învățarea. Nu există convingeri neutre. Fiecare dintre ele are puterea să dicteze fiecare decizie pe care o iei, căci o decizie este o concluzie bazată pe tot ce crezi. Este rezultatul convingerilor tale și rezultă din ele, la fel de sigur ca suferința din vinovăție și libertatea din nepăcătoșenie. Pacea nu are substitut. Ce creează Dumnezeu nu are alternativă. Adevărul reiese din ce cunoaște El. Iar deciziile tale decurg din ce crezi, cu aceeași certitudine cu care toată creația a răsărit în mintea Lui ca urmare a ce cunoaște El. Partea 1. Specialitatea ca substitut al iubirii. 1. Iubirea este extindere. Să refuzi să dai cel mai mic dar înseamnă să nu cunoști scopul iubirii. Iubirea oferă totul pentru totdeauna. Rețineți o singură convingere, un singur prinos și iubirea dispare. Pentru că ai cerut să o înlocuiască un substitut, iar acum războiul, substitutul păcii, trebuie să vină cu singura alternativă la iubire pe care o poți alege. Faptul că o alegi i-a dat toată realitatea pe care pare să o aibă. 2. Convingerile nu se vor ataca fățiș una pe alta niciodată, pentru că rezultatele conflictuale sunt imposibile. Dar o convingere nerecunoscută este o decizie de a purta un război secret în care rezultatele conflictului se țin necunoscute și nu se aduc în fața rațiunii niciodată, să vadă dacă sunt raționale sau nu sunt. S-au obținut multe rezultate fără sens, s-au luat și s-au ținut ascunse decizii fără înțeles, ce au devenit convingeri cărora li se dă acum puterea de a dirija toate deciziile ulterioare. Nu subaprecia puterea pe care o au acești războinici ascunși să îți distrugă pacea, căci este la discreția lor cât timp decizi să o lași acolo. Dușmanii secreți ai păcii, cea mai mică decizie pe care o iei să alegi atacul în locul iubirii, nerecunoscut și grabnic să te provoace la luptă și la o violență mult mai inclusivă decât crezi, există prin opțiunea ta. Nu le nega prezența, nici groaznicele rezultate. Tot ce li se poate nega este realitatea, dar nu și consecințele. 3. Toate convingerile ascunse care se nutresc vreodată și care, deși nerecunoscute, trebuie să fie apărate, sunt o dovadă a credinței în specialitate. Aceasta ia multe forme, dar se ciocnește întotdeauna cu realitatea creației lui Dumnezeu și cu grandoarea pe care i-a dat-o fiului său. Ce altceva ar putea să justifice atacul? Căci cine ar putea să urască pe cineva al cărui sine este al său și îl cunoaște? Numai cei speciali ar putea avea dușmani, căci ei sunt diferiți și nu același lucru. Iar diferența de orice fel impune ordine ale realității și o nevoie ineluctabilă de a judeca. 4. Ce a creat Dumnezeu nu poate fi atacat, căci nu există nimic în univers care să nu își semene. Dar ce e diferit impune judecată, iar aceasta trebuie să vină de la cineva mai bun, cineva incapabil să fie a idoma lucrului pe care îl condamnă, fiind superior acestuia, nepăcătos comparativ cu el. În acest fel, specialitatea devine simultan un mijloc și un scop. Căci ea nu numai că se desparte, dar servește deopotrivă ca temei, pe baza căruia atacul împotriva celor care par inferiori celui special e just și firesc. Cei speciali se simt slabi și fragili datorită diferențelor,
căci ce îi face special este dușmanul lor, dar ei îi protejează dușmănia și îl numesc prieten, în numele lui se luptă cu universul, căci nu au nimic mai scump pe lume. 5. Specialitatea e marea dictatoare a deciziilor greșite. Iată marea iluzie de sine, a ta și a fratelui tău. Și iată ce face trupul drag și demn de a fi păstrat. Specialitatea trebuie apărată. Iluziile o pot ataca și o și atacă, căci ceea ce trebuie să devină fratele tău, ca tu să îți păstrezi specialitatea, este o iluzie. Cel mai prejos decât tine trebuie atacat ca specialitatea ta să poată trăi de pe urma înfrângerii sale, căci specialitatea e triumf, iar victoria ei este înfrângerea și rușinarea fratelui tău. Cum poate să trăiască cu toate păcatele tale asupra lui și cine trebuie să îi fie învingătorul dacă nu tu? 6. Ai putea să îți urăști fratele dacă ai fi ca el? L-ai mai putea ataca dacă ți-ai dat seama că împreună călătoriți spre același țel? Nu l-ai ajuta să îl atingă în orice fel ai mai putea dacă ai percepe că reușita lui este nereușita ta? Tu ești dușmanul lui în specialitate, prietenul lui într-un scop împărtășit. Specialitatea nu poate să împărtășească niciodată, căci depinde de țeluri pe care numai tu le poți atinge, iar el trebuie să nu le atingă niciodată, căci altfel țelul tău este compromis. Poate iubirea să aibă un înțeles acolo unde țelul este triumful? Și ce decizie poți lua pentru asta care să nu îți facă ție rău? 7. Fratele tău e prietenul tău pentru că tatăl lui l-a creat ca tine. Nu există nicio diferență, i-a fost dat fratelui tău ca iubirea să îi poată fi acordată, nu blocată. Ce ții și nu dai o să pierzi. Dumnezeu vi s-a dat ție și fratelui tău și reamintirea acestui lucru este singurul scop pe care îl împărtășiți acum. Și este așadar singurul scop pe care îl ai. Oare ți-ai putea ataca fratele dacă ai alege să nu vezi între voi niciun fel de specialitate? Uită-te cu sinceritate la ce te face să îți primești fratele cu o căldură numai parțială sau la ce te face să socoți că ți-ar fi mai bine separat. Nu e oare convingerea că relația voastră îți limitează specialitatea? Și nu este acesta dușmanul care vă face pe amândoi iluzii unul pentru altul? 8. Frica de Dumnezeu și de fratele tău provine din fiecare credință nerecunoscută în specialitate, căci îi cer fratelui tău să se plece în fața ei în ciuda voii sale și Dumnezeu însuși trebuie să îi dea cinsta cuvenită ori te vei răzbuna. De aici provine fiecare izbucnire de răutate, fiecare acces de ură și fiecare dorință de a vă separa, căci aici scopul pe care îl împărtășești cu fratele tău vă devine obscur la amândoi. Te opui acestui curs pentru că te învață că tu și fratele tău sunteți la fel. Nu aveți scop care să nu fie același, nici pe care tatăl vostru să nu îl împărtășească cu voi, căci relația voastră a fost purificată de obiective speciale. Vrei acum să zădărnicești obiectivul sfințeniei pe care i l-a dat cerul? Ce perspectivă pot să aibă cei speciali care nu se schimbă la fiecare lovitură aparentă pe care și-o aplică, la fiecare afront pe care și-l aduce, la fiecare judecată închipuită pe care și-o administrează? 9. Cei ce sunt speciali trebuie să apere iluziile de adevăr, căci ce e specialitatea dacă nu un mod de a ataca voia lui Dumnezeu? Nu îți iubești fratele cât timp o aperi pe ea împotriva lui, iată ce atacă el și o crotești tu. Acesta este câmpul luptei pe care o duci împotriva lui. Aici el trebuie să-ți fie dușman, nu prieten, nici când nu va putea să fie pace între diferiți. El este prietenul tău pentru că sunteți același. Partea a doua, trădarea de care dă dovadă specialitatea. 1. Comparația trebuie să fie un procedeu al eului pentru că iubirea nu face comparații. Specialitatea le face tot timpul. Stabilindu-se printr-o lipsă văzută în altcineva, ea se menține căutând și ținând clar la vedere toate lipsurile pe care le poate percepe. Iată ce caută și totodată ce vede. Iar cel pe care îl micește astfel ți-ar fi mereu mântuitor dacă nu ai fi ales să faci din el în schimb o mică unitate de măsură a specialității tale. Prin contrast cu micimea pe care o vezi în el, te ții mare și tare, curat și cinstit, pur și nepătat în comparație cu ce vezi.
și nu înțelegi că te micești așa tocmai pe tine. 2. Urmărirea specialității se întreprinde întotdeauna cu prețul păcii. Cine poate să își atace și să își doboare mântuitorul și să îi recunoască totodată sprijinul puternic? Cine poate să îi scadă ceva din atotputernicie și să îi împărtășească totodată puterea? Și cine poate să facă uz de el ca etalon de micime și să scape de limită totodată? Ai o funcție în cadrul mântuirii. Urmărirea ei îți va aduce bucurie. Dar urmărirea specialității nu îți poate aduce decât durere. Iată un obiectiv care zădărnicește mântuirea și contrazice astfel voia lui Dumnezeu. Să prețuiești specialitatea înseamnă să pui preț pe o voie străină, căreia iluziile tale de sine îi sunt mai dragi decât adevărul. 3. Specialitatea este ideea de păcat transformată într-o realitate. Păcatul nici măcar nu poate fi închipuit fără această bază, căci s-a născut din ea dintr-un nimic, o floare rea fără nicio rădăcină. Iată Mântuitorul autoproclamat, creatorul care creează diferit de Tatăl și care l-a făcut pe Fiul lui după asemănarea lui și nu a sa. Fiii lui speciali sunt mulți, niciodată unul singur surghiunit fiecare din el însuși și din cel din care fac cu toții parte. Ei nu iubesc unitatea care i-a creat una cu el. Și-au ales specialitatea în locul cerului și al păcii și-au învelit-o cu grijă în păcat să o ferească de adevăr. 4. Nu ești special. Dacă crezi că ești și vrei să-ți aperi specialitatea de adevărul identității tale reale, cum poți ști adevărul? Ce răspuns dat de Spiritul Sfânt poate să ajungă la tine când specialitatea ta e cea pe care o asculți și tot ea cea care întreabă și răspunde? Tot ce asculți este măruntul ei răspuns, fără sunet în melodia care se revarsă de-a pururi de la Dumnezeu la tine, spre lauda iubitoare a ce ești, iar acest cântec, vast de cinstire și iubire față de ce ești, pare să treacă surd și neascultat pe lângă măreția ei. Îți încordezi urechile să îi auzi vocea fără sunet și totuși pentru tine chemarea lui Dumnezeu însuși este fără sunet. 5. Îți poți apăra specialitatea, dar nu vei auzi niciodată alături de ea vocea pentru Dumnezeu. Ele vorbesc limbi diferite și ajung la urechi diferite. Pentru fiecare ființă specială în parte, adevărul este un mesaj diferit, cu înțeles diferit. Dar cum poate adevărul să fie diferit pentru fiecare? Mesajele speciale pe care le aud ființele speciale le convin că sunt diferite și separate, fiecare cu păcatele ei speciale și ferită de iubire care nu îi vede deloc specialitatea. Viziunea lui Hristos este dușmanul lor, căci nu vede ce vor să vadă ele și le-ar arăta că specialitatea pe care cred că o văd ele este o iluzie. 6. Ce ar vedea în schimb? Strălucirea radioasă a Fiului lui Dumnezeu, atât de asemănător Tatălui Său, încât amintirea Lui le vine numai decât în minte. Și odată cu această amintire, Fiul își rememorează propriile creații la fel de asemănătoare Lui ca El Tatălui Său. Și toată lumea făcută de El, toată specialitatea Lui și toate păcatele pe care și le-a imputat în apărarea ei o să dispară când mintea Lui va accepta adevărul în ce îl privește. În clipa în care acesta va reveni să le ia locul, iată tot ce te costă adevărul. Nu vei mai vedea ce nu a fost nici când, nici nu vei auzi ce nu scoate niciun sunet. Să fie oare un sacrificiu să renunți la nimic și să primești de-a pururi iubirea lui Dumnezeu? 7. Tu, care ți-ai înlănțuit mântuitorul de specialitatea ta și i-ai cedat ei locul lui, ține minte următorul lucru. El nu și-a pierdut puterea de a-ți ierta toate păcatele pe care crezi că le-ai pus între el și funcția mântuirii ce i s-a dat pentru tine. Și nu îi vei schimba funcția după cum nu poți schimba nici adevărul din el și din tine. Fii sigur însă că adevărul este exact același în amândoi. El nu emite mesaje diferite și are un singur înțeles. Și este un înțeles pe care tu și fratele tău îl puteți înțelege, unul care vă aduce eliberare la amândoi. Iată-ți, fratele, cu cheia cerului în mână pe care ți-o întinde.
Nu lăsa visul specialității să rămână între voi. Ceea ce e unit, ce e una, este unit în adevăr. Opt. Gândește-te ce frumusețe vei vedea în tine când îl vei vedea prieten. El este dușmanul specialității, dar doar prieten față de tot ce e real în tine. Niciunul dintre atacurile pe care ai crezut că le-ai întreprins la adresa lui nu i-a luat darul pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea el. Nevoia lui de a-l da este la fel de mare ca nevoia ta de a-l avea. Lasă-l să îți ierte toată specialitatea și să te facă întreg la minte și una cu el. Îți așteaptă iertarea doar ca să ți-o poată înapoia. Nu Dumnezeu este cel ce și-a condamnat fiul, ci tu, ca să îi salvezi specialitatea și să îi omori sinele. 9. Ai străbătut o mare parte din drumul adevărului și ai ajuns departe. Prea departe să șovăi acum. Încă un pas și toate urmele fricii de Dumnezeu se vor mistui în iubire. Specialitatea fratelui tău și a ta sunt ostile una față de alta și s-au legat în ură să se ucide și să nege că sunt același lucru. Dar nu iluziile au ajuns la acest obstacol final care pare să îl facă pe Dumnezeu și cerul său atât de departe încât nu se poate ajunge la ei. Aici, în locul acesta sfânt, adevărul așteaptă să vă primească pe tine și pe fratele tău cu o binecuvântare tăcută și cu o pace atât de reală și de cuprinzătoare încât nu rămâne nimic pe din afară. Lasă-ți toate iluziile de sine în afara acestui loc la care vii cu speranță și onestitate. 10. Iată-l pe cel ce te mântuiește de specialitate. Are nevoie să îl accepți ca partea ta, așa cum ai și tu nevoie să te accepte el ca partea lui. Semănați cu Dumnezeu, cum își seamănă și el lui însuși. El nu este special, căci nu ține pentru el nicio părticică din ce este el, fără să-i o dea fiului său. Și tocmai de asta te temi, căci dacă el nu este special, a voit atunci ca fiul lui să fie ca el și fratele tău este ca tine, nu special, ci în posesia tuturor lucrurilor, inclusiv a ta. Dă-i fratelui tău doar ce are, amintindu-ți că Dumnezeu vi s-a dat. El însuși la amândoi cu aceeași iubire. Ca să puteți împărtăși universul cu cel ce a ales ca iubirea să nu poată fi împărțită, nici despărțită de ce este și trebuie să fie de-a pururi. 11. Ești al fratelui tău. Lui nu i s-a negat o parte din iubire. Se poate oare ca tu să fi pierdut din cauza că el este întreg? Ce i s-a dat lui te întregește și pe tine după cum îl întregește și pe el. Iubirea lui Dumnezeu i te-a dat lui și pe el ție, pentru că el s-a dat pe el. Ce e tot una cu Dumnezeu este una cu el. Și numai specialitatea ar putea face adevărul unității dintre Dumnezeu și tine să pară altceva decât cerul, cu speranța păcii la vedere, în sfârșit. 12. Specialitatea este pecetea trădării pe darul de iubire. Tot ce e pus în slujba scopului ei trebuie să aibă funcția de a ucide. Toate darurile ce poartă pecetea ei nu pot să ofere decât trădare celui ce le dă și celui care le primește. Toate privirile din ochii încețoșați de ea nu pot să dea decât echipul morții. Toți cei ce cred în potența ei nu pot să caute decât trocuri și compromisuri care ar stabili păcatul ca substitut al iubirii și l-ar sluji cu credință. Și toate relațiile care țin la scopul ei nu fac decât să se agațe de omor ca de o armă de siguranță, marele apărător al tuturor iluziilor de amenințare a iubirii. 13. Speranța specialității face să pară cu putință că Dumnezeu a făcut trupul să fie închisoarea care îl ține separat de fiul său, căci ea pretinde un loc special în care Dumnezeu nu poate să intre și o ascunzătoare în care nu este binevenit decât minusculul tău sine. Nimic nu e sacru aici decât pentru tine și numai pentru tine. Despărțit și separat de toți frații tăi, ferit de toate insinuările sănătății mintale în iluzii, la adăpost de Dumnezeu și la adăpost pentru un etern conflict. Aici sunt porțile iadului pe care le-ai închis în urma ta, să îți cârmuiești în solitudine și nebunie împărăția specială, separat de Dumnezeu, departe de adevăr și de mântuire. 14.
Cheia pe care ai aruncat-o, Dumnezeu i-a dat-o fratelui tău, ale cărui mâini sfinte ți-o vor oferi când vei fi pregătit să accepti planul lui de mântuire a ta în locul de-al tău. Oare cum ai putea atinge această stare de pregătire altfel decât văzându-ți toată nefericirea și conștientizând că planul tău nu a reușit și că nu va reuși niciodată să îți aducă niciun fel de pace și de bucurie? Tocmai prin această deznădejde, voiajezi acum, dar nu e decât o iluzie a deznădejdii. Moartea specialității nu este moartea ta, ci trezirea ta la viață veșnică. Nu faci decât să ieși dintr-o iluzie de sine la acceptarea ta de sine așa cum te-a creat Dumnezeu. Partea a treia. Iertarea specialității. 1. Iertarea este sfârșitul specialității. Numai iluziile pot fi iertate și apoi dispar. Iertarea este eliberarea de toate iluziile și din acest motiv este imposibil să ierți doar parțial. Niciunul dintre cei ce se mai agață de o iluzie nu se poate vedea lipsit de păcat, căci reține o greșeală care îl mai încântă. Considerând-o ceva de neiertat, o face păcat. Cum poate atunci să dea iertare pe deplin când nu vrea să o primească el însuși? Căci e sigur că ar primi-o pe deplin în clipa în care ar da-o așa. Și în felul acesta, vinovăția lui secretă ar dispărea, iertată de el însuși. 2. Indiferent la ce formă de specialitate ții, tu ai făcut păcatul. Neatinsă stă apărată în forță, cu toată puterea ta firavă, împotriva voii lui Dumnezeu. Și se ridică astfel împotriva ta, dușmana ta, nu a lui Dumnezeu. Așa pare să te dezmine de Dumnezeu și să te separe de el ca apărătorul ei. Tu vrei să protejezi ceea ce Dumnezeu nu a creat. Și totuși acest idol ce pare să-ți dea putere, ți-a și luat-o înapoi. Căci i-ai dat dreptul dobândit prin naștere de fratele tău, lăsându-ți fratele singur și neiertat și pe tine în păcat alături de el, nefericiți amândoi înaintea idolului care nu vă poate mântui. 3. Nu tu ești atât de vulnerabil și de expus la atac încât este de ajuns o vorbă, o mică șoaptă care nu îți place, o împrejurare care nu îți convine sau o întâmplare pe care nu ai prevăzut-o să îți întoarcă pe dos lumea și să ți-o azvârle în haos. Adevărul nu este fragil, iluziile îl lasă total nemișcat și netulburat, dar specialitatea nu este adevărul din tine. Ea poate să își piardă echilibrul din orice. Ce nu se sprijină pe nimic nu poate fi stabil niciodată. Oricât de mare și de învoiat pare să fie, tot trebuie să se clatină, să se sucească și învârtească la fiecare adiere. 4. Fără temelie, nimic nu are trăinicie. Să își fi lăsat Dumnezeu fiul într-o asemenea stare în care siguranța nu are înțeles, nu. Fiul lui este în siguranță sprijinindu-se pe el. Specialitatea ta este cea pe care o atacă tot ce mișcă și respiră, se strecoară, se tărăște sau pur și simplu viețuiește. Nimic nu este la adăpost de atacul ei și ea nu este la adăpost de nimica. Va fi neiertătoare în veci căci asta este. Un jurământ secret că ceea ce îți dorește Dumnezeu nu va fi să fie niciodată și că te vei împotrivi de-a pururi voii sale. Iar cele două nu e posibil să fie același lucru cât stă specialitatea între ele ca o sabie aprinsă a morții și le face să se dușmănească. 5. Dumnezeu îți cere iertare, nu vrea să se ridice separarea ca o voie străină între ce îți voiește El și ce voiești tu. Ele sunt una și aceeași, că specialitatea nu e voia niciuneia dintre ele. Cum ar putea ele să voiască moartea iubirii înseși și totuși nu au puterea să atace iluzii? Ele nu sunt trupuri ca o singură minte, ele așteaptă ca toate iluziile să fie aduse la ele și abandonate. Mântuirea nu sfidează nici măcar moartea. Iar Dumnezeu însuși, care știe că moartea nu este voia ta, trebuie să spună, fie voia ta din moment ce tu crezi că este. 6. Iartă-L pe Marele Creator al Universului, sursa vieții, iubirii și sfințeniei, Tatăl perfect al unui fiu perfect, pentru iluziile specialității tale pe care ți le faci. Iată iadul pe care l-ai ales să îți servească drept casă. Nu el ți-a ales-o, nu îl ruga să intre în ea. Iubirii și mântuirii li s-a blocat accesul, dar dacă vrei să îți eliberezi fratele din adâncurile iadului, îl vei ierta pe cel a cărui voie este să te odihnești de-a pururi în brațele păcii, în deplină siguranță, fără să-ți strice odihna, înverșunarea și răutatea vreunui singur gând al specialității.
Iartă-i celui sfânt specialitatea pe care nu ți-a putut-o da și pe care ți-ai făcut-o singur. 7. Specialii dorm cu toții, înconjurați de o lume a frumuseții pe care nu o văd. Libertatea, pacea și bucuria stau acolo lângă catafalcul în care dorm și îi strigă să iasă și să se trezească din visul lor de moarte. Ei însă nu aud nimic, sunt pierduți în visele specialității. Urăsc chemarea care i-ar trezi și îl blestemă pe Dumnezeu că nu le-a făcut din vis o realitate. Blestemă-l pe Dumnezeu și mor, dar nu de mâna celui ce nu a făcut moartea, ci doar în vis. Deschideți puțin ochii, privește Mântuitorul pe care ți l-a dat Dumnezeu ca să îl poți vedea și dă-i înapoi dreptul câștigat prin naștere. Este al tău. 8. Robii specialității vor fi însă libere. Aceasta este voia lui Dumnezeu și a Fiului Său. S-ar condamna oare Dumnezeu la iad și la o osândă veșnică? Vrei oare să îi se facă asta Mântuitorului tău? Dumnezeu te cheamă prin el să te alături voii sale de a vă mântui de iad pe amândoi. Privește semnul cuielor pe mâinile ce ți le întinde, cerându-ți să îl ierți. Dumnezeu te roagă să te înduri de fiul lui și de el însuși, nu îi refuza. Ei nu îți cer decât să se facă voia ta, îți caută iubirea ca să te poți iubi, nu îți iubi specialitatea în loc să îi iubești pe ei. Semnul cuielor este și pe mâinile tale. Iartă-ți tatăl că nu a fost voia lui să fii răstignit. Partea a patra, specialitate versus nepăcătoșenie. 1. Specialitatea este o lipsă de încredere în toți, cu excepția ta. Credința ți-e investită numai în tine, restul devine dușmanul tău. Temut și atacat, mortal și periculos, mult urât și vrednic doar de distrugere. Orice blândețe îți oferă ea nu este decât o amăgire, dar ura ei este reală. În pericol să fie distrusă, ea trebuie să ucidă și ești mânat să o ucizi tot mai întâi. Iată atracția vinovăției. Aici se întronează moartea mântuitor. Răstignirea este acum izbăvire, iar mântuirea nu poate să însemne decât distrugerea lumii cu excepția ta. 2. Care ar putea fi scopul trupului, dacă nu specialitatea, și tocmai ea îl face fragil și neputincios când e vorba să se apere. A fost conceput să te facă fragil și neputincios pe tine. Obiectivul separării este blestemul de care suferă. Dar trupurile nu au obiectiv. Scopul îi aparține minții, iar mințile se pot schimba după cum doresc. Nu pot schimba ce sunt și nu își pot schimba toate însușirile. Dar scopul pe care îl au poate fi schimbat, iar stările trupești trebuie să se schimbe în consecință. De la sine, trupul nu poate face nimic. Vezi în el un mijloc de a răni și e rănit. Vezi în el un mijloc de a vindeca și este vindecat. 3. Nu te poți răni decât pe tine însuți. Am repetat-o deseori, dar e un lucru încă greu de priceput. Minților absorbite de specialitate le este cu neputință să priceapă, dar celor ce doresc să vindece și nu să atace le este cât se poate de evident. Scopul atacului este în minte și efectele lui se resimt doar acolo unde este, iar mintea nu e limitată și de aceea un scop dăunător trebuie să rănească mintea în ansamblu. Pentru specialitate nimic nu poate fi mai lipsit de sens, iar pentru miracole nimic nu poate avea mai mult sens. Căci miracolele nu sunt decât o schimbare a scopului de la răni la a vindeca. E adevărat că această reorientare a scopului pune în pericol specialitatea, dar numai în sensul că toate iluziile sunt amenințate de adevăr. În fața lui ele nu vor sta în picioare. Dar ce consolare ai putut găsi în ele vreodată de vrei să îi refuzi tatălui tău darul ce ți-l cere, dându-l în schimb acestora? Dacă îl dai lui, universul e al tău. Dacă îl oferi lor, niciun dar nu îți poate fi înapoiat. Ce i-ai dat specialității te-a falimentat, lăsându-ți tezaurul gol și pustiu cu ușa deschisă, poftind tot ce îți tulbură pacea să intre și să distrugă. 4. Am spus mai înainte să nu te gândești la mijloacele prin care se obține mântuirea, nici la felul în care se atinge. Gândește-te însă chiar foarte bine dacă vrei cu adevărat să îți vezi fratele lipsit de păcat. Pentru specialitate, răspunsul trebuie să fie nu. Un frate nepăcătos este dușmanul ei, în timp ce păcatul, dacă ar fi posibil, i-ar fi prieten. Păcatul fratelui tău s-ar justifica atunci și s-ar acorda înțelesul pe care îl neagă adevărul.
Tot ce este real declară nepăcătoșenia fratelui tău. Tot ce e fals declară realitatea păcatelor lui. Dacă este păcătos, atunci realitatea ta nu e reală, ci doar un vis al specialității ce durează o clipă, apoi e pulbere și praf. 5. Nu apăra visul acesta fără sens în care Dumnezeu este văduvit de ce iubește, iar tu rămâi nemântuit. Un singur lucru este cert. În această lume schimbătoare, în realitate fără niciun înțeles, când pacea nu te însoțește întru totul și suferi din pricina vreunei dureri de orice fel, ai văzut în propriu-ți frate vreun păcat și te-ai bucurat de ce ai crezut că vezi. Datorită păcatului acesta, propria specialitate a apărut în siguranță și așa ai cruțat ce ți-a numit și așa ai cruțat ce ți-ai numit tu mântuitor și l-ai răstignit pe cel ce ți l-a dat Dumnezeu în schimb. Așa că ești legat cu el, căci una sunteți, iar specialitatea este atât dușmanului cât și al tău. Partea a cincea, Hristosul din tine. 1. Hristosul din tine stă foarte liniștit. El vede ce iubește și știe a fi el. Și de aceea se bucură de ce vede, căci știe că e una cu el și cu tatăl său. Specialitatea se bucură și ea de ce vede, deși ce vede ea nu este adevărat. Dar ceea ce cauți este o sursă de bucurie în concepția ta. Ce îți dorești este adevărat în ochii tăi și nu e cu putință să îți dorești ceva și să nu ai credința că e o realitate. Dorința realizează cu aceeași certitudine cu care voința creează. Puterea unei dorințe susține iluziile cu aceeași forță cu care iubirea se extinde pe ea însăși. Atâta doar că una induce în eroare, pe când cealaltă vindecă. 2. Nu există vis al specialității, oricât de ascunsă sau de disimulată i-ar fi forma, oricât de frumoasă ar părea să fie, oricât de delicat ar oferi speranța păcii și fuga de durere, în care să nu îți înduri propria condamnare. În vise, efectul și cauza sunt inversate pentru că în ele făuritorul visului crede că îi se întâmplă ce a făurit. El nu își dă seama că a luat un fir de aici, o bucățică de dincolo și a țesut un tablou din nimic, căci părțile nu se potrivesc una lângă alta, iar întregul nu își aduce niciun aport la aceste părți ca să le dea un înțeles. 3. De unde ar putea să îți vină pacea de nu îți vine din iertare? Hristosul din tine se uită doar la adevăr și nu vede nicio condamnare care ar putea avea nevoie de iertare. El este în pace pentru că nu vede păcat. Identifică-te cu el și ce nu vei avea din tot ce are el. El îți este ochii, urechile, mâinile și picioarele. Cât de duios este tot ce vede și tot ce aude el. Cât de frumoasă este mâna lui ce o ține pe fratelui său. Și cu câtă iubire merge alături de el, arătându-i ce se poate vedea și auzi și unde nu va vedea nimic și nu este de auzit niciun sunet. 4. Lasă-l însă îndrumat de specialitatea ta și o vei urma și tu. Și o veți lua amândoi pe un drum primejdios, prin pădurea întunecată a orbilor, neluminată decât de micile sclipiri labile pe care licuricii păcatului le aprind o clipă și le sting apoi, hotărât fiecare să îl ducă pe celălalt la o prăpastie fără nume și să îl azvârle în hăul ei. Căci ce poate să desfete specialitatea dacă nu omorul? Ce caută dacă nu chipul morții și la ce duce dacă nu la distrugere? Dar să nu crezi că s-a uitat la fratele tău mai întâi, nici că l-a urât pe el înainte de a te urâ pe tine. Păcatul pe care îl văd ochii în el și la care le place să se uite, l-a văzut în tine și îl mai privește încă cu bucurie. Să fie oare un prilej de bucurie să vezi descompunerea și nebunia și să crezi că lucrul acesta în curs de năruire, cu carnea deja slăbită de pe os și cu orbite oarbe în loc de ochi, este ca tine? 5. Bucură-te că nu ai ochi cu care să vezi, nici urechi să auzi, nici mâini să ții, nici picioare de îndrumat. Fii bucuros că numai Hristos ți le poate împrumuta pe ale lui cât timp ai nevoie de ele. Sunt și ele niște iluzii la fel de mult ca ale tale. Și totuși fiind puse în slujba altui scop, li se dă puterea pe care o are scopul lor. Și atunci ce văd, aud, țin și conduc ele, primește lumină să poți conduce cum ai fi condus. 6.
Hristosul din tine stă foarte liniștit, știe unde le duci și te conduce acolo cu blândețe și binecuvântare tot drumul. Iubirea lui față de Dumnezeu înlocuiește toată frica pe care ai crezut că ai văzut-o în tine. Sfințenia lui ți-l arată pe el în cel pe care îl ții de mână și îl conduci la el. Și ce vezi este ca tine, căci în afară de Hristos, ce mai e de văzut, de auzit, de iubit și de urmat acasă? El s-a uitat la tine mai întâi, dar a recunoscut că nu ești întreg, așa că ți-a căutat întregirea în fiecare făptură pe care o vede și o iubește el. Și o mai caută încă ca să-ți poată oferi fiecare iubirea lui Dumnezeu. 7. El este însă liniștit, că știe că iubirea e acum în tine, ținută bine în tine de aceeași mână ce ține într-a ta mâna fratelui tău, mâna lui Hristos. Îi ține în el pe toți frații lui. El dă viziunea ochilor lor nevăzători și le cântă despre cer, ca urechile lor să nu mai audă sunetul luptei și al morții. El se întinde prin ei, întinzându-și mâna ca fiecare să binecuvânteze toate făpturile și să le vadă sfințenia. Și se bucură că aceste viziuni sunt ale tale, să le vezi cu el și să îi împărtășești bucuria. El îți oferă lipsa lui totală de specialitate ca să poți scăpa toate făpturile de la moarte, primind de la fiecare darul vieții pe care iertarea ta îl oferă sinelui tău. Chipul lui Hristos este tot ce este de văzut, cântecul lui Hristos este tot ce e de auzit, mâna lui Hristos este tot ce e de ținut. Nu există călătorie decât la pas cu el. 8. Tu care vrei să te mulțumești cu specialitatea și să cauți mântuire într-un război cu iubirea, ia aminte. Sfântul Domn al Cerului s-a coborât la tine să îți ofere propria-ți întregire. Ce este al său este al tău pentru că în întregimea ta stă a sa. Cel ce nu a voit să fie fără fiul său nu ar putea voi să nu ai frați. Și ți-ar da oare un frate de a nu ar fi perfect ca tine și chiar la fel de sfânt ca el pe cât trebuie să fii și tu? 9. Înainte de a putea să fie conflict, trebuie să fie îndoială și fiecare îndoială trebuie să fie în privința ta. Hristos nu are nicio îndoială, iar din certitudine îi provine liniștea. El își va da certitudinea pe toate îndoielile tale dacă ești de acord că El e una cu tine și că această unitate este nesfârșită, veșnică și la îndemâna ta. Pentru că mâinile tale sunt ale Lui. El este în tine, dar merge alături de tine și înaintea ta, deschizând drumul pe care trebuie să îl străbată pentru a se găsi întreg. Liniștea lui devine certitudinea ta și unde este îndoiala când a sosit certitudinea? Partea a șasea, mântuirea de toată frica. 1. În fața sfințeniei fratelui tău, lumea stă liniștită, iar pacea coboară asupra ei cu o blândețe și o binecuvântare atât de depline, încât nu mai rămâne nicio urmă de conflict să te bântuie în întunecimea nopții. El este mântuitorul tău de visele fricii, el e vindecarea sentimentului tău de sacrificiu și a fricii, că vântul va spulbera ce ai și îți va face totul praf. În el ai asigurarea că Dumnezeu este aici și cu tine, acum. Cât timp El este ce este, poți să fii sigur că Dumnezeu poate fi cunoscut și că îl vei cunoaște, căci nu și-ar putea părăsi niciodată propria creație. Iar indiciul că este așa stă în fratele tău și ți se oferă cu că toate îndoielile tale de sine să dispară înaintea sfințeniei lui. Vezi în el creația lui Dumnezeu, căci în el tatăl lui așteaptă să recunoști că te-a creat ca parte a lui. 2. Fără tine ar exista o lipsă în Dumnezeu, un cer incomplet, un fiu fără tată. Nu ar putea exista nici univers, nici realitate, căci ce voiește Dumnezeu este întreg și partea lui, căci voia lui una este. Nimic nu este fiu de nu e partea lui și nimic nu e de nu e viu în el. Sfințenia fratelui tău îți arată că Dumnezeu este una cu el și cu tine. Că ce are el este al tău, pentru că nu ești separat de el nici de tatăl lui. 3. Nu poți să pierzi nimic din tot universul, nu poți să nu ai nimic din ce a creat Dumnezeu. Căci ți-a pus frumos totul dinainte al tău pentru totdeauna și nu poate să îți lipsească din minte niciun gând din mintea lui. Este voia lui să împărtășești iubirea pe care o are față de tine și să te vezi cu
tot atâta dragoste cu care te-a conceput înainte de începutul lumii și cu care continuă să te cunoască Dumnezeu, nu se răzgândește în privința Fiului Său, cu fiecare împrejurare trecătoare ce nu are înțeles în veșnicia în care să lășluiește El. Și tu cu El, fratele tău, este cum l-a creat El și tocmai lucrul acesta te mântuiește de o lume pe care nu a creat-o El. 4. Nu uita că vindecarea Fiului lui Dumnezeu este unicul folos al lumii. Acesta este singurul scop pe care îl vede Spiritul Sfânt în ea și, prin urmare, singurul pe care îl are. Până nu consideri vindecarea Fiului tot ce dorești să se înfăptuiască prin intermediul lumii, al timpului și al tuturor aparențelor, nu îl vei cunoaște nici pe Tatăl și nu te vei cunoaște nici pe tine. Căci vei folosi lumea în scopuri care nu sunt scopul ei și nu vei scăpa de legile ei, legile violenței și ale morții. Ți-e dat însă să fii în afara legilor ei în toate privințele, în toate modurile și împrejurările, în toate ispitele de a percepe ce nu există și de a crede că Fiul lui Dumnezeu poate să chinuie pentru că se vede cum nu este. 5. Privește-ți fratele și vezi în el întreaga inversare a legilor ce par să domnească asupra acestei lumi. În libertatea lui vezi-o pe a ta, căci asta și este. Nu îi lăsa specialitatea să facă obscur adevărul din el, căci nu vei scăpa de niciuna dintre legile morții de care îl legi pe el. Și fie ce păcat pe care îl vezi în el vă ține în iad pe amândoi, dar de plina lui nepăcătoșenie vă dezleagă pe amândoi, că sfințenia e total imparțială, pronunțând o singură judecată pentru tot ce vede. Iar aceasta se pronunță nu de la sine, ci prin vocea ce vorbește pentru Dumnezeu în tot ce viețuiește și îi împărtășește ființa. 6. Nepăcătoșenia lui este ceea ce pot să vadă ochii văzători. Frumusețea lui e ce văd ei în toate. Și pe el îl caută pretutindeni și nu găsesc nici chip, nici loc, nici timp în care să nu fie. În sfințenia fratelui tău, rama perfectă pentru mântuirea ta și a lumii, este montată amintirea strălucită a celuia în care îți viețuiește fratele și tu alături de el. Nu îți lăsa ochii să fie orbiți de valul specialității ce ascunde chipul lui Hristos de el și de tine totodată și nu lăsa frica de Dumnezeu să te mai lipsească de viziunea pe care ai fost menit să o vezi. Trupul fratelui tău nu ți-l arată pe Hristos, el se vestește în sfințenia fratelui tău. 7. Alege așadar ce vrei să vezi în el. Trupul lor sfințenia și ce alegi va fi ce vei vedea, dar vei alege în situații fără șir de-a lungul unui interval de timp ce pare nesfârșit, până vei decide în favoarea adevărului, căci veșnicia nu se redobândește prin încă o negare a Hristosului din el. Și unde ți-e mântuirea dacă el nu e decât un trup? Unde ți-e pacea dacă nu în sfințenia lui? Și unde e Dumnezeu însuși, dacă nu în acea parte a lui pe care a pus-o pentru totdeauna în sfințenia fratelui tău, să vezi adevărul despre tine expus în sfârșit într-un mod pe care l-ai recunoscut și înțeles. 8. Sfințenia fratelui tău ți-e taină și binecuvântare. Greșelile lui nu îl pot lipsi de binecuvântarea lui Dumnezeu și nici pe tine care îl vezi cu adevărat. Erorile lui pot provoca întârziere de care ți-e dat să îl eliberezi ca să încheiați amândoi o călătorie care nu a început nicicând și nu necesită încheiere. Ce nu a fost nicicând nu face parte din tine. Vei crede însă că face parte până nu îți dai seama că nu face parte din cel ce stă alături de tine. El este oglinda ta în care vezi judecata pe care ai emis-o la adresa voastră. Hristosul din tine vede sfințenia lui, specialitatea ta vede trupul lui și pe el nu îl vede. 9. Vezi-l drept ceea ce și este, cu izbăvirea ta să nu fie departe. Tot ce îți poate oferi cealaltă opțiune nu este decât o rătăcire fără sens, fără scop și fără niciun fel de rezultat. Zădărnicia funcției neîndeplinite te va bântui cât timp îți rămâne fratele adormit, până nu săvârșești ce ți s-a dat să faci și nu îl trezești din trecut. Cel ce s-a condamnat singur și te-a condamnat și pe tine, ți-a dat să îl scapi de condamnare alături de tine și veți vedea amândoi slava lui Dumnezeu în Fiul Său pe care l-ați confundat cu carnea și l-ați legat de legi ce nu au nicio putere asupra lui. 10.
Nu vrei să-ți dai seama cu bucurie că legile acestea nu sunt pentru tine. Nu îl vedea atunci prizonierul lor. Ce guvernează o parte a lui Dumnezeu nu poate să nu fie valabil și pentru restul. Tu te supui legilor care vezi că domnesc asupra lui. Gândește-te atunci cât de mare trebuie să fie iubirea lui Dumnezeu față de tine din moment ce ți-a dat o parte a lui să o scapi de durere și să îți aducă fericire. Să nu te îndoiești niciodată că specialitatea ta nu va dispărea înaintea voii lui Dumnezeu, care iubește fiecare parte a lui cu aceeași dragoste și grijă. Hristosul din tine îți poate vedea fratele într-un mod adevărat. Vrei să decizi în defavoarea sfințeniei pe care o vede el? 11. Specialitatea este funcția ce ți-ai dat-o tu, te reprezintă pe tine singur-singurel ca făptură creată și întreținută de tine însuți, neavând nevoie de nimic și nelegată de nimic din afara trupului, în ochii ei. Ești un univers separat cu toată puterea de a se păstra întreg în sinea lui, cu toate intrările zăvorâte, nimic să nu pătrundă și toate oblanele închise, nici strop de lumină să nu intre, veșnic atacat și veșnic furios, mereu îndreptățit să te înfurii, ai urmărit acest obiectiv cu o vigilență ce nu ai crezut că o să cedeze niciodată și un efort ce nu ai crezut că o să înceteze niciodată și toată această hotărâre îndârjită a urmărit un singur lucru, să faci din specialitate un adevăr. 12. Tot ce ci se cere acum este să urmărești un alt obiectiv cu mult mai puțină vigilență, un pic de timp și un pic de efort. Un obiectiv susținut de puterea lui Dumnezeu și înzestrat cu promisiunea reușitei, dar din cele două, acesta ți se pare a fi mai dificil. Sacrificiul sinelui îl înțelegi și nu consider că te costă prea mult, dar un strop de disponibilitate, un semn de încuviințare în direcția lui Dumnezeu. Un salut adresat Hristosului din tine ți se pare o povară obositoare și anostă, prea greu de dus, dar ca să te consacri adevărului așa cum l-a stabilit Dumnezeu, nu ți se cere niciun sacrificiu, nu ți se solicită nicio sforțare și toată puterea cerului și forța adevărului însuși ți se dau să îți furnizeze mijloacele și să îți garanteze atingerea obiectivului. 13. Tu care crezi că e mai ușor să vezi trupul fratelui tău decât sfințenia lui, fii atent să înțelegi ce anume a emis această judecată. Aici se aude clar vocea specialității, judecând în defavoarea lui Hristos și trasându-ți ce scop poți să atingi și ce nu poți să faci. Nu uita că această judecată trebuie să se aplice la ce faci, având-o ca aliat pe ea. Căci ce faci prin Hristos nu știe. Pentru el, această judecată nu are niciun sens, căci e posibil numai ce voiește Tatălui și nu vede alternativă. Din lipsa lui de conflict reiese pacea ta și din scopul lui reies mijloacele pentru odihnă și reușită lipsită de efort. Partea a șaptea, punctul de întâlnire. 1. Cu câtă îndârjire apără cei legați de lumea aceasta specialitatea pe care o vor pe post de adevăr. Pentru fiecare în parte, dorința proprie este lege și îi se supune. Nu îi refuză specialității proprii nimic din ce îi cere ea, nu îi neagă lucrului iubit nimic din ce îi este necesar și nu aude altă voce cât îi vorbește ea. Niciun efort nu este prea mare, niciun cost prea ridicat, niciun preț prea scump să îi scape specialitatea de cel mai mic și mai mărunt atac, de îndoiala șușotită, de sugestia amenințării, de orice în afara celei mai profunde reverențe. Acesta este fiul tău, iubit de tine așa cum ești și tu de tatăl tău. Ea stă însă în locul creațiilor tale, care sunt fiul tău, ca să împărtășești paternitatea tatălui în loc să-i o răpești. Ce e acest fiu pe care l-ai făcut să îți țină loc de putere? Ce e această odraslă a pământului asupra căreia reverși atâta dragoste? Ce este această parodie a creației dumnezeiești care ia locul alor tale? Și unde sunt ele acum când gazda lui Dumnezeu și-a găsit un alt fiu pe care îl preferă lor? 2. Amintirea lui Dumnezeu nu strălucește singură. Ce este în fratele tău conține în continuare creația întreagă. Tot ce a fost creat și ce creează, ce s-a născut și ce e încă nenăscut, ce e încă în viitor sau pare că a și trecut.
Ce e în el este imuabil și imuabilitatea ta se recunoaște adeverind-o pe a lui. Sfințenia din tine îi aparține lui și în el văzând-o îți revine ție. Tot omagiul pe care l-ai adus specialității îi aparține lui și îți revine astfel ție. Toată dragostea și grija, strașnica protecție, neîncetata considerație, profunda solicitudine, convingerea intensă că acesta ești tu, îi aparțin lui. Din ce i-ai dat specialității nu e nimic ce să nu îi revină lui și din ce îi revine lui nu e nimic ce să nu îți revină ție. 3. Cum poți să îți cunoști valoarea cât timp te revendică în schimb specialitatea? Cum poți să nu îți cunoști valoarea în sfințenia lui? Nu căuta să îți faci un adevăr din specialitate, căci dacă ar fi adevărul, chiar ai fi pierdut. Fii mai degrabă recunoscător că ți-e dat să vezi sfințenia fratelui tău, pentru că ea este adevărul și ce e adevărat în el trebuie să fie la fel de adevărat în tine. 4. Întreabă-te următorul lucru. Poți tu să protejezi mintea? Trupul, da, puțin și nu de timp, ci temporar. Și oricât de mult ai crede că salvezi, rănești de fapt. Pentru ce l-ai salvat? Căci în această opțiune îi stau deopotrivă binele și răul. Salvează-l pentru paradă, ca momeală să mai prindă un pește, să îți adăpostească specialitatea mai stilat sau să îți încadreze ura într-o ramă de drăgălășenie și îl condamn la distrugere și moarte. Iar dacă vezi scopul acesta într-al fratelui tău, așa o să-l condamn pe al tău. Încadrează-ți fratele mai degrabă într-o ramă de sfințenie ca adevărul să se poată răsfrânge asupra lui și să te ferească de distrugere pe tine. 5. Tatăl ocrotește ce a creat. Ideile false făcute de tine nu pot atinge ce a fost creat de el, pentru că nu a fost creat de tine. Nu lăsa să te înspăimânte închipuierile tale prostești. Ce este nemuritor nu poate fi atacat. Ce e numai temporar nu are efecte, are înțeles numai scopul pe care îl vezi în fiecare lucru. Și dacă acesta este adevărat, siguranța lui este asigurată. Altminteri, nu are scop și nu servește drept mijloc pentru nimic. Orice lucru perceput ca mijloc pentru adevăr. Împărtășește sfințenia acestuia și stă în lumină la fel de sigur ca adevărul însuși, iar lumina aceea nu se va stinge când mijlocul nu va mai fi. Scopul lui sfânt l-a făcut nemuritor, punând încă o lumină în cer unde creațiile tale recunosc un dar de la tine, un semn că nu le-ai uitat. 6. Testul pentru tot ce este pe pământ este pur și simplu următorul. La ce servește? Răspunsul face din fiecare lucru ceea ce este pentru tine. De la sine nu are înțeles, dar poți să îi dai realitate potrivit scopului în slujba căruia te pui. Aici nu ești decât un mijloc alături de acesta. Dumnezeu este și mijloc și scop. În cer, mijlocul și scopul sunt una și una cu el. Aceasta este starea de adevărată creație care nu se află în timp, ci în eternitate. Nimănui de aici nu îi se poate descrie. Și nu există niciun mod de a învăța ce înseamnă această stare și nu se va înțelege până nu treci de învățare la ce este dat, până nu reclădești o casă sfântă pentru creațiile tale. 7. Cine co-creează cu tatăl trebuie să aibă un fiu, dar fiul acesta trebuie să fi fost creat precum el însuși, o ființă perfectă atot cuprinzătoare și atot cuprinsă, la care nu mai e nimic de adăugat și de la care nu s-a luat nimic, nenăscută din dimensiune, timp sau loc, neconstrânsă de niciun fel de limite sau incertitudini. Aici mijlocul și scopul se îmbină într-un tot unitar, un tot fără sfârșit. Toate acestea sunt adevărate și totuși nu au înțeles pentru cine mai are în memorie o singură lecție neînvățată, un singur gând cu scop încă incert, o singură durință cu o țintă împărțită. 8. Cursul acesta nu încearcă să predea ce nu se poate învăța cu ușurință. Materia pe care o parcurge nu te depășește atâta doar că ce e al tău îți va parveni atunci când ești gata. Aici mijlocul și scopul
sunt separate pentru că așa au fost făcute și percepute. Așa că le abordăm ca și cum așa ar fi. Este esențial să ții minte că toată percepția este încă răsturnată până nu îi se înțelege scopul. Percepția nu pare a fi un mijloc. Iată de ce ți-e greu să înțelegi chiar întru totul în ce măsură trebuie să depindă de scopul pe care îl atribui. Percepția pare să te învețe ce vezi, dar nu face decât să ateste ce ai învățat-o tu. Ea este reprezentarea exterioară a unei dorințe, o imagine pe care ai dorit-o adevărată. 9. Privește-te și vei vedea un trup. Privește trupul acesta într-o altă lumină și o să arate altfel, iar fără lumină pare să dispară. Dar ești încredințat că există pentru că îl mai poți pipăi cu mâinile și poți să auzi cum se mișcă. Iată chipul celui care vrei să fii. Este tocmai mijlocul prin care dorința ta devine realitate. El îți dă ochii cu care îl privești, mâinile cu care îl pipăi și urechile cu care asculți sunetele pe care le scoate. El îți demonstrează propria lui realitate. 10. Așa devine trupul o teorie a ființei tale, fără să aducă dovezi din afara sa și fără să întrevadă vreo portiță de scăpare. Văzut prin proprii lui ochi, cursul pe care îl urmează este sigur. Crește și se ofilește, înflorește și moare. Și nu te poți concepe separat de el. Îl consider păcătos și îi urăși faptele, judecându-l ceva rău. Și totuși specialitatea ta îți șoptește. Acesta este fiul meu cel iubit, întru care le-am binevoit. Așa devine fiul mijlocul pus în slujba scopului tatălui său. Nu identic, nici măcar similar, dar totuși un mijloc de a-i oferi tatălui ce vrea. Iată cum e parodiată creația lui Dumnezeu, căci așa cum crearea fiului său i-a adus bucurie și a stat mărturie pentru iubirea sa și i-a împărtășit scopul, tot așa și trupul depune mărturie pentru ideea care l-a făcut și vorbește în favoarea realității și veridicității acesteia. 11. Și așa s-au făcut doi fii care par să cutreiere pământul acesta fără punct de întâlnire și fără să se regăsească. Pe unul îl percepi în afara ta, propriul tău fiu iubit, celălalt fiul tatălui său șade înăuntru, în fratele tău, ca și în tine. Diferența dintre ei nu constă în felul cum arată, nici în direcția în care se îndreaptă și nici măcar în faptele ce le săvârșesc, ci în scopul lor diferit, iar acesta îi unește cu semenii lor și îi separă pe fiecare de toate aspectele cu scop diferit. Fiul lui Dumnezeu reține voia tatălui său. Fiul omului percepe o voie străină și dorește ca ea să se facă. Prin urmare, percepția lui se pune în slujba dorinței sale, dându-i aparențe de adevăr, și totuși percepția poate fi pusă în slujba altui scop. Nu este legată de specialitate decât prin alegerea ta și ți-e dat să alegi altfel și să folosești percepția într-un alt scop. Și ce vezi va servi bine acestui scop și îți va dovedi propria-i realitate.